Politehnica Iași se pregătește pentru un nou meci greu în campionatul Superligii. Gonzalo Teixeira este specialist în goluri fantastice de la distanță. Fotbalistul adus în această vară la Iași de către Toni da Silva a marcat fabulos în poarta Rapidului, însă și în Portugalia a lăsat câțiva portari drept simpli spectatori, atunci când le-a perforat poarta cu execuțiile sale de generic. Când am șansa să șutez, mereu șutez. În sezonul trecut, ultimul gol a fost la fel ca cel din meciul cu rapid. Exersez des? Nu prea. Dar știu ce pot să fac, a declarat Gonzalo Teixeira pentru Orange Sport. Doar 116 minute a strâns Gonzalo Teixeira în Superligă, dar a marcat de două ori. În acest moment nu joc atât de mult cât mi-aș dori, dar voi continua să muncesc pentru a strânge mai multe minute. Îmi doresc să intrăm între primele șase și să ne calificăm în play-off, a declarat Gonzalo Teixeira. Fotbalistul Politehnicii Iași este cotat în prezent la o sumă de transfer de 500.000 de euro, conform site-ului internațional transfermarkt.com.